Salutare, prieteni! Știați că videoclipurile de unboxing și impresii sunt cel mai ușor de făcut și implicit poți să călărești valul algoritmilor cu ele? E bine, nu o să vă plictisesc astăzi cu unboxing, nu mă prea pricep eu la mimat emoții și alte sentimente din astea forțate. Dar vreau să vă arăt cum vine Orientul pe care am să vi-l prezint. Bine, simplu, sec, o cutie exterioară de carton, cutia clasică de la Orient. Pentru ceasurile astea normale, zic eu, ca buget, cărțulii, manual, o etichetă de plastic agățată de curia. Eu am prins aici zalele suplimentare ca să nu le pierd. Acum că vorbesc de cutie, veți vedea pe cutie Made in China și să știți că mai totul la acest ceas este făcut în China, cu excepție mecanismul. Cei de la Orient, și asta este frumusețea, are un nume foarte ciudat de pronunțat, așa că n-am să insist pe el acum. Cei de la Orient se laudă că mecanismele lor sunt făcute în Japonia. Foarte interesant filozofia lor. Pentru cine nu știe, se află sub umbrela Epson, Seiko Epson. Mai exact din 2009 sunt complet sub Seiko și, da, multe elemente din mecanismul lor sunt elemente, ca să zic, Seiko. De exemplu, mecanismul ăsta are protecția asta DiaShock de la Seiko are implementat, chiar dacă cei de la Orient se laudă că sunt oarecum independenți. Vezi cum e asta, Ferrari care e sub umbrela Fiat, vezi Porsche care e sub umbrela Volkswagen și așa mai departe. Deci au o oarecare independență, dar totuși folosesc patente și subansamble de la compania mamă. Adică nici nu are logică. Acum, ca să povestesc despre ceasul ăsta. Am ajuns la el căutând un field watch. Încă îmi doresc și sper că o să pot pune mâna la un moment dat pe un Hamilton Khaki. Am căutat un field watch, am vrut neapărat să aibă mecanism automatic, mecanic automatic, și am vrut foarte mult să fie mecanismul făcut în Japonia, o chestie de-a mea, sau să fie făcut în casă, odată, de să nu fie mecanisme din astea cumpărate, impropriu zis, la kilogram, dar am vrut și respect întotdeauna firmele care produc mecanismele lor în casă. Și căutând, am ajuns la Orient Defender 2 și de la Orient Defender 2 am ajuns la frățiorul ăsta mai mititel. Și acum hai să nu mai povestim atât de mult despre cum am ajuns eu la ceasul ăsta, să povestim despre ceas. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că e greu, se simte, are undeva la 130 de grame, îl simți pe mână. Atenție, eu port și brățara de la Leatherman, nu am aici cu mine. Și l-am simțit mai greu decât brățara. Deci brățara aia este grea. Acum, evident, venim de la G-Shock, care are undeva la 60 de grame. Imediat am simțit, ca să zic, cele 130 de grame ale jucăriei astea. E bine construit, robust, așa din ce l-am văzut din exterior și cum l-am simțit. Zalele sunt din metal plin, cu un pin aici ce se introduce. Porțiunea asta este din tablă. Carcasa are capacul spate, se înșurubează, are rezistență la 100 de metri, am vrut chestia asta, n-am vrut 50 de metri, am vrut 100 de metri, am zis că vreau neapărat un ceas cu care să pot înota și dacă vă uitați pe manualul de instrucțiuni, dar mai toate ceasurile să vedeți, hai să zicem așa, ceasurile care se respectă, să vedeți așa un tabelaș în care îți spune cum anume interpretează ei, producătorul, rezistența la apă. De exemplu aici, la 100 de metri și 200 de metri este Reinforced Water Resistance for Daily Life 2. Gen, nu poți să te bagi sub apă și să operezi coronița sau butoanele și așa mai departe. Este rezistent la expunere la cantități mici de apă, gen te speli pe față, ploaie și așa mai departe. Uite, e rezistent la water sports, înot și așa mai departe. Skin diving, gen faci scufundări scurte. Air tanks not used. Deci poți să faci scufundări, atâta vreme cât nu ai rezervorul de oxigen în spate. Scuba diving, X, not available. Altfel zis, mare atenție, și de la Orient, dacă luați ceasul cu rezistență la 200 de metri, verificați mecanismul sau ceasul în sine să fie și la valabil pentru scuba diving. De obicei, ceasurile care au 200 de metri diverele care sunt dedicate au 200 de metri și rezistă, dar mai sunt altele care niciuna spun. Hai că ne-am întins cu povestea. Brățara e frumoasă, dar parcă mie unul mi se pare ușor anostă, are aceeași textură peste tot. Mi-ar fi plăcut în două nuanțe. Închisătoarea din tablă simplă, sec. Din păcate are doar două puncte de reglaj. La mine a fost la fix, pentru cei cu încheieturi mai mari, s-ar putea să nu vă cuprindă brățara asta. Destul de înalt, nu vin cu măsurători, că nu e genul meu, vreau doar să fiu de folos celor care dau peste acest ceas și vor să afle
impresii, păreri. Super ok elementele fosforescente, să văd eu cum fac să le surprind. Altfel, îl vedeți și voi, super tare mecanism. Hai să povestim despre mecanism. Mecanismul are hand and winding, altfel zis, poți să-l armezi manual și se încarcă, are o rezervă destul de mare, peste 40 de ore. Nu am măsurat-o, sincer vă spun, nu am măsurat rezerva. În schimb, acum vorbim de precizie, mecanismul ăsta este foarte întâlnit la ceasurile Orient. Acum, ca și complicații, vedeți, avem dată, avem ziua sub formă analog și mai avem sub formă analogică ora, antemeridian, postmeridian. Acum, mecanismul ăsta este foarte întâlnit la ceasurile Orient care au sundial. Are aici o fereastră frumoasă cu cerul, cu soarele și cu luna și practic zice ce, acum ai răsărit, acum ai miezul zilei, că vezi soarele ca lumea frumos în porțiunea de sus pe cerculețul ăsta. Foarte, foarte deștept sistemul și foarte interesant că l-au pus și aici. Ar fi fost, din punctul meu de vedere, și mai interesant dacă ar fi făcut o complicație să poți folosi cadranul ăsta antemeridian, postmeridian, doar pentru o oră, gen dual time. Zic, vreau să-l reglez pe ora Hong Kongului sau pe ora de la Paris. My two cents. Altfel, super, super ok. Mecanism, să vedem dacă aici așa jos scrie Japan Moved și dă codul mecanismului. Îl veți găsi la foarte multe ceasuri Orient și ce mă doare pe mine foarte mult, ăsta este etalonul meu la precizie, G-Shock-ul, tocmai ce l-am sincronizat. Ceasul ăsta l-am reglat după G-Shock fix acum 7 zile și are undeva la 75 de secunde avans. Acum vă las pe voi să calculați. Primele zile cât l-am măsurat, ca să zic așa, am avut un avans de 5-7 secunde pe zi. Ultimele zile au fost extrem de călduroase și de acolo cred eu că a luat-o ușor mai înainte. Personal sunt foarte mulțumit de precizia acestui mecanism. Acum, din nou, cine vrea precizie, ori merge la ceasuri mecanice super scumpe, care au o precizie de minus plus 5 secunde pe zi. Ăsta producătorul dă minus plus 15 secunde la 24 de ore. Și acum, ăsta e un, zic eu, low budget Casio. A fost reglat acum mai bine de o lună, folosit prin rotație și vedeți că are aproape 2 secunde avans la o lună față de ora atomică, pentru că acum fix 30 de minute am reglat ceasul, l-am sincronizat cu ora atomică. Ați înțeles ideea, cine vrea precizie, cuarțurile sunt de shit, sau dai câteva sute de euro, chiar mii de euro pe un ceas mecanic foarte, foarte bine reglat și bine finisat. Mai multe despre acest Orient automatic nu am să vă spun. Este o familie destul de mare de field watch-uri. Ce am eu aici este modelul cu ecran, îi zic ecran acum, ecran alb, mai este varianta pe negru și atunci vin variantele mai către zona de field watch, care are secundar ușor modificat, lumul la ora 12 iarăși foarte ușor modificat, inelele astea sunt ușor, ușor modificate, de exemplu, ziua are inelul mai mic și orele antemeridian, postmeridian sunt ceva mai mari și secundarul, am zis-o, că e ușor modificat. Ce vreau să zic, e destul de mare familia asta de sports watch, ce de la Orient așa le cataloguează ca fiind sports watch și e un model mai cunoscut și are numele de Defender 2, așa l-au dat cei din state, cumva nu știu cum a ajuns. Ăla are și coronița, se înșurubează, ăsta nu se înșurubează, coronița, dar pentru mine e ok că îl mai trag din când în când, mai ales cum le port prin rotație, zic eu că e ok până se încarcă. La început, când a fost, ca să zic așa, descărcat sau luat din depozit, am auzit rotița din spate, contra greutatea, am zis, vai de capul meu, se rupe totul ăsta, nu-i ceas japonez, e ceas rusesc, așa, l-am simțit și l-am auzit, dar acum după ce l-am purtat ceva timp și evident s-a încărcat complet, dar cu contragreutate nici nu o mai simt în spate, se mișcă foarte, foarte fin. Nu știu ce s-a putut întâmpla exact atunci când l-am desfăcut, chiar am simțit așa foarte tare aici în spate contragreutatea, cum se mișca, nu știu cum să mă exprim. Ei zic că este pusă pe rulmenți contragreutatea. Atunci când l-am scos din cutie și l-am învârtit primele dăți, am zis că, Doamne, ce mecanism lupește înăuntru de se simte așa balșoi. Dar
După ce l-am purtat și l-am încărcat, nu s-a mai auzit nimic, nu s-a mai simțit nimic. Astea, ca să vă zic impresiile mele. Și acum o chestie foarte, foarte importantă, prețul. Îl veți găsi undeva la 200 de euro și pe site-urile din străinătate, dar vă recomand să căutați, să așteptați, pentru că de foarte, foarte multe ori apare la 150 de euro. Și pe la 150 de euro, tot pachetul, pentru mine unul, zic că merită, pentru un ceas bine construit, cu mecanism automatic, cu o precizie foarte ok, cu mecanism făcut în Japonia, dar restul made in China. Personal, zic că e o afacere bună. Mulțumesc, sănătate și mai bine!